Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Info Sport de la Info HD. Astăzi o să aveți onoarea să vedeți trei dintre hunedorenii cu care, zic eu, ne mândrim. Pentru început, în primele minute o să stau de vorbă doar cu Marius Dragomir, deoarece ceilalți doi invitați vor întârzia câteva minute. Dar până cei doi invitați vor sosi, Marius Dragomir ne va delecta cu câteva peripeții și ce înseamnă pentru el de fapt alergarea, de când s-a apucat, dacă a participat la vreun concurs de maraton sau semi-maraton și ce planuri de viitor are legat de alergare. Bine ai venit, Marius, și îți mulțumesc că ai acceptat din nou invitația mea. Aline, îți mulțumesc eu pentru invitație. E adevărat, vedetele o să sosească mai târziu, dar ca de obicei în orice mare show, prima dată vin cei care... Locali, da. Cei locali care trebuie să destindă atmosfera sau, puțin. Mai să zicem începători sau cei care încearcă să facă și ei puțină, să zic, atmosfere. Așadar, îți mulțumesc de invitație. Spuneai de faptul că sunt un alergător. E un pic cam mult spus alergător, dar îmi place într-adevăr să fac mișcare. Și dovadă e faptul că de anul trecut, practic din luna martie, exact un an de zile se împlinesc acum, m-am apucat și eu puțin de a face mișcare, 1,5 km la început, 2 km după 2-3 săptămâni, urmând să tot cresc distanța, bineînțeles din... pasiune, din plăcere, din dorința exact de a... Exact asta vreau să te întreb, te-a determinat, de a fi mai sănătos, te-a determinat ceva să te apuci de alergat sau pur și simplu poate prietenia cu unul dintre invitați sau cu ambii invitați pe care îi avem astăzi te-a determinat și stând cu ei foarte mult de vorbă, în întâlnirile de weekend sau când vă întâlneați voi, te-a determinat și pe tine să zici, bă, hai să încerc și eu totuși, pentru că tu stând toată ziua... cum știe lumea la birou, în studiouri Big FM, e greu, mă gândesc să te apuci așa dintr-o dată și să ajungi la performanțele la care ai ajuns tu. Da, n-am ajuns la niște performanțe extraordinare. Marius, nu trebuie să ne ascundem după deget. Este un an de zile de când te-ai apucat de alergat. Deja alergi semi-maraton. Să înțelegem, sunt 21 de kilometri. Este o mare performanță, Marius. Mulțumesc foarte mult. Eu consider o chestie normală, din punctul meu de vedere, cel puțin, dacă vrei să realizezi ceva, poți. Și e adevărat, mi-am dorit pentru că l-am cunoscut pe Aristide Necula, unul dintre invitații tăi de astăzi, care va sosi în curând în studio. Mi-a plăcut felul lui de a pune, să zic, problema, în sensul că mi-am dat seama mai de mult de lucrul ăsta, dar n-am fost inițiat în această artă, să zic, de a alerga, că practic este un sport nu costisitor, nu foarte greu, îl poate face absolut oricine și poate să îți aducă foarte multe rezultate din punct de vedere al sănătății. Cu mai multe migrene, cu mai multe probleme de, să zic, oase. Febră musculară. Nu, deci cu asta întâmpinam înainte de a... Le întâmpinai înainte de înainte a începe alergarea. Înainte de a începe alergarea, da. Cu răceli în timpul sezonului rece și așa mai departe. Toate astea, sau aproape de toate acestea, am scăpat prin alergare. Deci nu spun... că vreau să zic așa, să înceapă toată lumea să facă lucrul ăsta. Bine, ar fi foarte bine. Mi-aș dori ca mulți dintre cei care ne urmăresc la ora aceasta să înțeleagă că am reușit să mă simt mult mai bine prin ceea ce fac. În plus, îmi place foarte mult, din ce în ce mai mult. E ca și un hobby, practic e un hobby pentru mine. Că nu fac performanță. Chiar dacă am reușit în mai puțin de un an de zile să alerg primul semi-maraton, 21 de kilometri la Timișoara, nu am făcut performanță, pentru că cei care au câștigat acolo au avut niște timp extraordinari și am alergat cu sportivi de la cluburi sportive, care
normal la 20-25 de ani să fie și la cluburi sportive, sunt mult mai antrenați decât mine. Dar așa, încet, încet, cu perseverență, cu răbdare, cu prieteni care îți dau sfaturi pe aici, pe acolo, cum să alergi, cu ce să te alimentezi, cum este mai bine să îți dozezi energia, am ajuns să alerg 21 de kilometri, chiar terminând acel semi-maraton cu zâmbetul pe buze și practic nici mie nu venea să cred la vremea respectivă că am reușit să alerg cei 21 de kilometri în 2 ore și 7 minute fără să simt că sunt obosit. 2 ore și 7 minute, 21 de kilometri. Da. Deci, iată o performanță destul de bună, mai ales pentru un alergător începător, cum spui tu. Nu ești profesionist, ești un Nu. alergător Nu, amator, clar, absolut. faci din hobby treaba asta. Un singur semi-maraton până acum sau ai mai participat, chiar dacă doar ai ajutat în concurs și la alte astfel de activități, de Am mai concursuri și. fost, am mai alergat încă un, să spunem, un semi-maraton, poate chiar mai mult, chiar de ziua lui Aris, în 27 iulie anul trecut. N-a fost concurs. A fost pur și simplu o provocare a lui. El a alergat de la Sarmizio Giotuzza Regia, iar noi ne-am alăturat eu și cu ceilalți prieteni ai noștri de la Hunedoara. Eu chiar de la Izvor, ei au alergat de la Castel și am venit până în Deva la cetate, la muzeu, unde am avut finish-ul, alergând atunci 23 sau 24 de kilometri. Dar, cum spuneam, Alin, atunci nu a fost concurs. Am Deci înțeles, atunci dar a fost tot o mișcare a fost o mișcare, da. destul de lungă, mai ales că ai depășit cei 21 de kilometri. Pe viitor sau în planul imediat apropiat, îți propui să participi la concursuri sau mergi, vei merge la anumite concursuri? Știu, nu știu, tu te încadrezi la ce categorie de amatori sau cum sunt categoriile împărțite la atletism? Nu, nu, La partea asta de practic, maraton, semi-maraton și așa am mai înțeles, nu departe. există profesioniști și amatori. Toată lumea se încadrează în aceeași categorie. Sunt unele, să zic, competiții, evenimente care se organizează pe categorii de vârstă. Dar nu mă încadrez nici acolo foarte mult, adică în sensul că toată lumea ia startul, există În un mod. chip, toată lumea da, organizat, toată lumea pleacă și așa mai departe. Pe final, dacă vor organizatorii, atunci îți spune, da, te-ai clasat pe locul X, La categoria de segmentul vârstă, nu știu care. 40-49 sau 30-39, dar oricum cine câștigă cursa, ăla este declarat Am câștigător, înțeles. campion. Pentru că tot ziceai că prin alergare ai scăpat de foarte multe dintre bolile astea Nu, care sunt și destul de chiar pe bune, frecvente la chiar pe oameni bune. în general. Nu te tentează să organizezi, știu eu, în colaborare, evident, cu Consiliul Local, cu tot ce înseamnă colaboratorii aici în orașul Deva, știu eu, mai multe concursuri, poate fi gen alergare pe asfalt, Este. Apropo, alergare la stadion, ture. anul trecut, un alt prieten de-al nostru de aici din Deva a organizat și va organiza și anul acesta, din câte am înțeles, crossul Devei. 3,8 km a fost anul trecut, o tură semnificativă de oraș. De anul ăsta am înțeles că se va păstra și acest cross, dar ar mai fi încă unul cu traseu Cetatea, urcând chiar pe Cetate, unde sunt foarte multe scări mai nou acum după Renovare reabilitare, și da? reabilitare, da. Așa. Și acel traseu va ajunge undeva la 7-8 km, ceva de genul Știi de ce mă acesta. arăt? Că mă gândeam, pentru că la alergare cred că este foarte important și, cum să spun eu, pe ce alergi. Adică dacă alergi pe asfalt, pe Corect. macadam, pe zgură, rotund în cerc, cum sunt stadioanele, de exemplu, în pantă, cum ar fi să alergi până la Căprioara, la cabană și să te întorci înapoi. N-ar fi interesant de organizat un astfel de concurs pentru tinerii din oraș, știu eu, chiar și liceenii, generalele și așa mai departe implicate într-o astfel de Ba da, și competiție? îți spun că se face așa ceva. Știu că are DGTS-ul, nu știu Exact. exact perioada, dar știu că Atunci, organizează un astfel de. în preajma zilei copilului. Da, ceva de genul, dar ar fi interesant totuși, pentru faptul că alergarea asta este importantă, nu numai în mișcarea în general este importantă pentru oricine și mai ales pentru copii, știm foarte bine.
să fie cât mai dese la noi în oraș astfel de activități. Eu nu cred că, mai ales că nu presupune să aloci niște sume exorbitante ca să organizezi un cross. Nu, absolut. Dacă stau bine să mă gândesc un echipament cât de cât de alergare, nu ar depăși o sumă foarte mare. Bun, acum depinde foarte mult de încălțămintea pe care o cumperi. Încălțămintea fiind una dintre cele mai importante accesorii, cel mai important accesorii la echipamentul. Ai și o vitaminizare mai deosebită acum de când te-ai apucat de alergat? Sau... Deocamdată nu iau foarte multe vitamine. Există în comerț tot felul de ajutoare, să zic, dar nu. Deci pur și simplu este un isotonic pe care poți să-l iei înainte sau chiar în timpul alergării. Este un mod de a te energiza, da, în timpul alergării, plus că atunci când alergi pierzi foarte multă apă, te hidratează și mai există niște geluri tot profesionale pe bază de fructe și așa mai departe, care le poți lua pe parcursul alergării, dar asta dacă treci de o anumită distanță, să știu. Am înțeles. 10-15 km. Și o ultimă întrebare până ne vin și cei doi invitați special de astăzi. Din punctul tău de vedere ca și fizic, cum te simți? Foarte bine. Mai ales că doar de un an ai reușit să și slăbești un anumit număr de kilograme? Am slăbit în jur de 4 kilograme, dar așa pe parcursul acestui an, cum spui și tu, dar acum s-a stabilizat greutatea, deci rămân constant la un număr de kilograme. Și ți-am spus, e un câștig pentru mine faptul că am scăpat de niște probleme pe care le aveam. În plus, mă simt cu câțiva ani bun mai tânăr. Mai tânăr. Îți mulțumesc pentru prima parte a emisiunii. Revenim cu partea a doua, dragi telespectatori, unde o să-i vedeți și pe ceilalți doi invitați și o să vedem prin ce peripeții sau prin tot felul de probleme pe care le-au întâmpinat în ceea ce și-au dorit să doboare sau chiar au reușit unii dintre ei să facă în acești ultimi ani din sporturile pe care le practică. Luăm o scurtă pauză și revenim. La aproximativ 20 de kilometri de Hunedoara, la Govâjdia, se află un furnal monument. Furnalul de la Govâjdia, așa cum este cunoscut, a fost primul furnal cu flux continuu din Europa și al doilea din lume. Construcția lui a început în anul 1806 și a fost finalizată în 1810. Furnalul a fost ridicat pe locul unui atelier de fierărie, atelierul Limpetrul Vechi, care a fost construit în 1674 la confluența râurilor Runc și Nădrab. În aprilie 1810, furnalul de la Govâjdia a livrat prima șarjă de fontă. Furnalul a funcționat din 1810 în 1924, după ce s-a început producția de fier la uzinele de fier din Hunedoara. În 1990 s-a vrut demolarea furnalului și relocarea lui în Germania, însă s-a renunțat la idee. Furnalul este cunoscut pentru că a furnizat fontă pentru unele elemente de susținere ale turnului Eiffel. În anul 2000, furnalul a fost declarat monument istoric de arhitectură industrială. Astăzi este o ruină.
plină, în ciuda statutului său de monument. Dacă ar fi reabilitat furnalul de la Govâjdie, ar putea atrage anual un număr mare de turiști din toate colțurile Europei. Am revenit cu partea a doua a emisiunii și exact cum vă spuneam, au sosit și cei doi invitați special de astăzi, îi consider eu, pe domnul Avram Iancu de la Petroșani și Aristide Necula de la Deva. Bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bine v-am găsit, bine mulțumim și noi și pentru invitație. Pentru că domnul Avram Iancu este cam greu de găsit și adus în fața micului ecran, o să începem cu dânsul să vorbim câteva lucruri despre ceea ce își dorește să facă și ce a dorit să facă. În primul rând, domnule Avram Iancu, cum v-ați apucat de înot și să ajungeți la o astfel de performanță încât să vă doriți să treceți înot canalul Mânecii? Da, eu vă mulțumesc pentru invitația de a veni în studioul dumneavoastră și mă bucur că faceți emisiuni în sensul acesta de a populariza mișcarea în general. Și răspunzându-vă concret, am început să înot de la vârsta de 10 ani. Dar țin să menționez faptul că niciodată nu am făcut înot de performanță. Tangența mea mai mare cu natația a venit odată cu practicarea triatlonului, care, din câte știți, este un sport care cuprinde trei discipline, înot, ciclism și alergare. Am practicat triatlon la un nivel destul de bun când era mai tânăr. Și bineînțeles că, fără să vreau, m-am îndrăgostit de natație. Iar după aceea, dorința aceasta de a traversa înot canalul Mânecii a venit în urma cercetării istoriei acestei traversări a canalului Mânecii și am fost foarte, foarte supărat când am constatat la vremea aceea, în 2014, că niciun român nu s-a încumetat să traverseze înot canalul Mânecii în nicio eră. Cu toate că această traversare, istoria traversării înot a canalului Mânecii se desfășoară de 200 de ani, iată. Și atunci am luat această decizie de a traversa înot canalul Mânecii. Câte încercări ați avut până acum de a traversa canalul Mânecii? Am avut trei încercări, două în 2014 și una în 2015. Nu este asta o problemă din punct de vedere fizic pentru dumneavoastră că au fost totuși trei încercări pe parcursul unui an? Din punct de vedere fizic, nu creează anumite probleme la un sportiv? Faptul că totuși are o distanță semnificativă, câți kilometri sunt? Spuneți. Sunt 34 de kilometri în linie dreaptă, dar niciodată nu se va nota doar 34 de kilometri. Din cauza curenților marini, distanța este undeva între 40 și 50 de kilometri, o distanță medie.
Anul trecut o singură încercare am avut. Deci da, normal că este mai dificil să încerci de mai multe ori în același an, dar dacă te antrenezi foarte, foarte bine, se pot face astfel de încercări cu totul și cu totul extreme. Deci... Am înțeles. Nu vă este greu să vă antrenați pentru astfel de încercare, deoarece proveniți din Valea Jiului, unde nu știu să existe o bază de antrenament pusă la punct pentru un înătător de distanțe lungi. Pentru că mă gândesc că aveți nevoie de, nu știu, un lac foarte cu o suprafață mare, o apă cu o suprafață mare unde să faceți astfel de antrenamente. Da, e adevărat, nu m-am născut la malul mării și este un punct foarte important pe care l-ați atins, dar în schimb avem suficiente lacuri în Valea Jiului și iată de 2 ani avem și de un an și ceva, avem și un bazin didactil care s-a dat în folosință, nu mai este nevoie să venim la Hunedoara, spre exemplu, să notăm, acum ne putem antrena pe timpul iernii acolo și da, mă antrenez foarte serios la această investiție care, într-adevăr, este una foarte bună și benefică pentru sportul și pentru natația din Valea Jiului. Cum sunteți văzut atât în țară cât și în exterior prin această mare dorință de a trece canalul Mânecii Not? Ce, nu știu, cum vă vede lumea, cum vă vede presa, cum vă văd autoritățile locale? În exterior, lumea, când mergeți acolo, pentru că mă gândesc că trebuie să îndepliniți niște formalități, semnături, acte semnate și așa mai departe, ca să puteți face acest traseu not. Da, bineînțeles că în Anglia cei de acolo au fost uimiți în momentul în care, iată, în premier au apărut și români care încearcă să facă și altceva, nu neapărat să meargă acolo să caute un loc de muncă. Iar în țară, marea majoritate, din câte am putut eu să observ, marea majoritate oamenilor apreciază astfel de inițiative și nu numai inițiativa mea, ci a tuturor temeroarilor români, că până la urmă când spui România în străinătate, lumea se gândește inevitabil la Gheorghe Hagi, la Nadia Comăneci, bineînțeles, nu ne comparăm noi cu asemenea branduri românești, dar asta este percepția celor de afară când se gândesc la România. Iar cei din interior, v-am spus, marea majoritate apreciază, dar întotdeauna vor fi acele trei categorii, sigur, cei care te apreciază, cei care sunt indiferenți și cei care, în loc să te ajute, îți pun bețe în roate. Dar important este să-ți vezi de propriul drum cu seriozitate. Și pentru că tot ați amintit de performanțele făcute de românii noștri în afară sau în anumite concursuri, trebuie să amintim de uriașa performanță, pot să spun, a românului care a terminat pe locul 1 ultramaratonul de la Polul Nord, 566 de kilometri, Aristide, dacă țin eu bine minte distanța, da. Și alți doi colegi de ai lui pe locul 3 la egalitate cu încă câțiva maratoniști, din ce am citit în presă pe internet. Da. Pentru că tot am ajuns spre tine, în primul rând vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci în ultimii ani legat de maraton, pentru că lumea nu știu dacă știe, pentru tu multe maratoane le-ai alergat în scop caritabil și o să te rog să ne spui treaba asta și ulterior o să vă rog să îmi povestiți așa fiecare câte o peripeție prin care ați trecut sau o întâmplare, știu eu, mai gravă sau mai puțin gravă sau plăcută prin care ați trecut în concursurile la care ați participat. Dar pentru început, Aris, în primul rând să ne spui de câți ani alergi, la ce distanțe performanțe ai ajuns să alegi, pentru că știu că tu alegi distanțe uluitoare, ai fost anul trecut la un concurs în Grecia, dacă mi-aduc eu bine aminte, pentru o distanță tot așa foarte mare. Multe, dă-ne tu cât mai multe detalii despre ceea ce faci. Hai să încep mai întâi cu a te corecta, nu te super, nu? Dacă nu mă te corectez, super de rog. Ai spus de alergarea celor care au terminat acum cu Tibi, care a câștigat ultramaratonul, este la Cercul Polar. Deci la, fost, scuze, eu am zis Polul deci Nord. Nu, da, scuze, nu a fost da, la, Cercul Polar. Că foarte multă lume a înțeles că este Polul Nord, dar este cu totul altceva. Și a fost practic nu a fost o alergare acolo. Condițiile de participare la concurs nu pot permite alergarea pe acea zonă. Oricum, ceea ce au reușit, în special Tibi, este ceva extraordinar.
temperaturile cele extreme este ceva pe care pentru mine nu poate fi atins niciodată. Este și ceva rar, pentru că am citit tot acolo pe site-urile acelea pe internet, pentru că doar 20 de concurenți până acum au reușit să coboare sub baremul impus de organizatori. Au terminat, da, câți 19, ba nu, parcă 19 oameni au încheiat. Au încheiat maratonul, dar sub baremul de impus de organizatori, ziceau că de-a lungul timpului 20, printre care și Tibi al nostru anul ăsta. Și următorul, de pe locul 2, s-a încadrat sub baremul impus de organizatori. Da, ei cereau 150 de ore, da. Deci da, asta să urmăresc exact cât a făcut fiecare. Știu că Tibi a fost primul și... Corect, și cu asta trebuie să ne mândrim, da. Așa este. Da. Bun, și acum revenind... Tibi, mai până ajunge la celelalte, l-a avut invitat la el, Avram Iancu organizează și Parâng Night Challenge, deja e un brand pe Valea Jiului și l-a pe avut județ. Și chiar pe județ, exact. L-a invitat și pe Tibi, acum când a avut, bineînțeles că a alergat în short. Da, pe probabil, pentru ca să se obișnuiască cu temperaturile în condițiile care eu deja înghețasem de frig pe vântul care a fost acolo, da? El știa unde merge și a avut nevoie de un antrenament din ăsta, în vârf de munte. Da, uite o frumoasă poveste. Din câte mi-am amintesc, parcă s-a făcut și baie după aia, nu? Da. Deci, Tibi a dorit să facă acest ultim antrenament oficial în cadrul competiției Parângul Night Challenge, apropo de prima parte a emisiunii de organizarea de concursuri. Sunt foarte binevenite. Iar acest concurs, Parângul Night Challenge, s-a aflat la ediția 3-a, constă în parcurgerea a 4,5 km numai în sus, cu o diferență de nivel de 1000 de metri, se atinge vârful Parângul Mic la peste 2000 de metri și da, el a alergat doar în short, așa cum spunea colegul meu Aris, și cu siguranță i-a prins bine. Da, și a doua zi a dat curs invitației și de a face o baie la 2 grade în celebrul lac Știurți, lac în care mă antrenez. Am înțeles. Revenim la tine. Revenim, da, revenim la cele care m-ai întrebat. De 5 ani alerg. Început ca marea majoritate cu kilometri puțini, de la 2-3 cât am pornit, am ajuns la ora actuală peste sute de kilometri. Pot alerga într-o competiție în general. În antrenamente nu poți alerge așa distanțe mari. Ca și locuri în care am alergat, cred că Europa aproape toată am reușit să o alerg în orașe diferite, nu numai în ultramaratoane, ramură pe care m-am axat în ultimul timp, cât și semimaratoane sau maratoane. Ce înseamnă ultramaraton? Că este pentru prima oară când... Da, e un nume care se atribuie distanțelor alergate peste tradiționala sau clasica 42,2 km cât are un maraton. Deci toți care alergă peste distanța asta pot să considere că au făcut un ultramaraton. Dar din punctul ultramaratoniștilor, distanța clasică de ultramaraton sau minim de alergat este 100 de kilometri. Deci de aici considerăm că asta ar fi o alergare de ultramaraton. Ai avut un astfel de ultramaraton în Grecia anul trecut? Dacă mi-aduc da, bine și aminte. Două au fost în Grecia. Da? A fost unul la Delphi, de la am plecat de undeva de lângă Atena, de la Plateia până la Delphi, 107,5 km. Ne-am ales alergarea aceea pentru că îmi trebuiau niște condiții de calificare la Spartathlon. Spartathlonul fiind alergarea de la Atena la Sparta, care are 246 de kilometri. Pentru a putea să alergi Spartathlonul, organizatorii impun niște timpi pe care poți obține la alte competiții, printre care a fost și Euhidas, la care am fost eu acolo. Acolo chiar am fost cu Marius, el a fost însoțitorul meu și pe final am reușit să obțin timpul necesar de calificare pentru Spartathlon. Spartathlon pe care anul acesta
deși am avut un timp, nu am reușit să mă calific la loteria care s-a ținut la Atena. Am înțeles. Vom avea totuși un român la Spartathlon anul acesta, Florin Ioniță, un partener de alergare foarte bun. Marius l-a cunoscut și el anul trecut la Ultra Balaton, la care am fost împreună și sunt convins că va reuși să termine foarte bine Spartathlonul. Deși cu Florin ne vom întâlni din nou. Eu mă voi întâlni din nou la Ultra Balaton în sfârșitul lunii mai. Din ce am văzut eu, Aris, și asta nu că vreau să te laud pe tine, ai reușit să atragi lângă tine foarte mulți oameni din oraș și prieteni pe care i-ai învățat să alerge. Sau, cum să spun, le-ai dat imboldul ăla spre a face mișcare. Eu mi-am dorit întotdeauna, cel puțin în zona aceasta, să fie cât mai mulți oameni care fac mișcare, nu numai de alergat. La alergat, foarte adevărat, pot să-i ajut ceva mai mult. Notul e departe de mine, nu se leagă de niciun fel, deși în copilărie am luat lecții de not înspre a parcurge și a ajunge la un nivel mai înalt, dar nu s-a legat. Am trăit ani de zile, am trăit la Constanța, dar la fel n-am avut tangență cu notul. Și acum mai folosesc notul ca și modalitate de refacere, de recuperare. Am înțeles. Dar atât. Oricum mi-am propus ca într-un viitor apropiat, asta însemnând maxim 3 ani, să reușesc să fac și eu primul triatlon, în special în speță Ironman. Asta este un plan pe care vreau să... Frumos! Asta înseamnă not, alergare și bicicletă. Frumos! Marius, pentru că ne-a zis Aris că ai fost partenerul lui în Grecia. Cum a fost acel ultramaraton alături de Aristide acolo? Bine, greu l-a tras el. Categoric, nici nu discutăm, eliminăm partea asta din start. În Grecia atunci chiar am fost cu mașină, însoțitor. Mă rog, l-am ajutat cât am putut și eu pe traseu cu a-i pregăti diferitele... să zic, energizante pe care le-am luat pe parcurs, la punctele de hidratare, l-așteptam. Să înțeleg că tu cu mașina ai putut să-l urmărești tot traseul sau doar în anumite părți? Am avut voie să-l aștept în punctele de hidratare, în punctele pe care, mă rog, organizatorii le-au notat și le aveam pe hârtie. Mergeam înainte, l-așteptam acolo, venea, plecam mai departe și așa mai departe. L-am ajutat inclusiv, acolo cred că a fost, să zic așa, cheia maratonului, a fost pe timp de noapte, s-a plecat la 12 noaptea, iar diferența de nivel a fost foarte mare, s-a urcat pe un munte, mă rog, Grecia e foarte interesant relieful, au foarte mult munte pietre, da. Piatră, rocă, așa, multă, rocă, da. S-a urcat undeva la 1000 și ceva de metri și era foarte frig. Fiind dimineață, Aris încălzit. Eu sunt foarte friguros. Aris adică încălzit. Și să înțeleg că ai nevoie de un echipament special, mai ales dacă participi la maratoane din astea sau ultramaratoane unde e rece. Eu am nevoie de echipament special pentru frig. De-aia zic, da, deci ai vreun astfel de echipament? Nu zic eu am nevoie, că dacă făceam comparații, referire la Tibi, el n-ar avea nevoie. N-ar avea, categoric. Da. Eu a trebuit să fac un fel de... mătănii să chem soarele, știi? Să iasă soarele mai repede. Am înțeles. De-alea, ca la aia când filmează, puneai niște chestii, hai să dau cu soarele spre Aris, chestii. La un moment dat, Aris era undeva pe poziția 50 și spre 60 în clasament. În momentul în care a ieșit soarele, să-l vezi pe Aris cum... S-a încărcat. Da, pur și simplu, ne cunoșteam pe traseu normal, știam fiecare echipaj a cui este, cum, așa mai departe. Mergeam oarecum în echipă. La un moment dat eu am ajuns destul de în față și mă tot gândeam, datorită lui, desigur, că aveam un timp foarte bun. Și, mă rog, îl apreciez pentru ceea ce face și, sincer, e deosebit, un lucru... Da, cum de altfel îl apreciez și pe și acum vreau să vin cu e prima dată când îl văd, să zic, față în față, l-am urmărit, chiar dacă știam mulți lucruri foarte bune despre domnul Avram Iancu, da? Revenind la domnul Avram, aveți la not... Aveți nevoie de sprijin pe parcursul traseului care vreți să-l duceți la bun sfârșit? Cum poate veni sprijinul ăsta de la
sau de la cine aveți o adevărată, mă gândesc, o adevărată echipă în momentul când vreți să, cum v-ați propus trecerea canalului Mânecii. Deci canalul Mânecii se poate trece doar în mod oficial. Asta presupune că se completează niște forme, iar nu poți să traversezi canalul Mânecii fără să fii însoțit de o barcă, un vapor, care te escortează pe tot parcursul cursei. Dar e de menționat faptul că nu ai voie să te atingi deloc de această barcă. În momentul în care te-ai atins, sub orice formă, ești descalificat. Din jumătate în jumătate de oră ți se aruncă un bidon cu lichid energizant. Bei câteva secunde, 10, 15, 20 de secunde, după care iar îți continui drumul. Chiar dacă au fost trei eșecuri, să le zicem așa, între ghilimele, dar nu sunt eșecuri din toate punctele de vedere, nu trebuie să le considerăm așa. Care a fost distanța pe care ați reușit cel mai mult să o parcurgeți? Adică cât de aproape ați fost de finalitatea cursei? 41 de kilometri, am parcurs în 12 ore. Deci da, se pot numi eșecuri, dar așa cum ați spus, până la urmă nu sunt, pentru că este absolut fantastic să duci un efort de 12 ore în largul unei mări cu apă atât de rece, 15 grade este temperatura apei acolo chiar și vara. Practic hipotermia este cel mai mare dușman al înotătorilor acolo și mai aveam puțin, 6 km până la mal. Este groaznic să-ți vezi visul. Acum vreau să vă întreb, da. cum te simți în momentul când te uiți și știi, mamă, mai avem numai un pic până la finalizare și uite, acum m-am oprit că n-am mai putut. Da, e ca proverbul ăla românesc, te-ai necat ca țiganul la mal. Da. Deci e cumplit, practic, să-l traversezi canalul Mânecii, să mai ai puțin, să vezi casele foarte aproape malul și efectiv să nu mai poți să înaintezi din cauza hipotermiei. Deci asta este principala cauză a opririi într-un astfel de concurs. Mai există și alte cauze la înotători, adică alte motive din care se pot opri la un moment dat într-o anumită cursă și nu mai pot continua în afară de hipotermie? Sigur că da, cel puțin în canalul Mânecii, referindu-ne la traversarea nota canalului Mânecii, este vorba de o travă a meduzelor, curenții marini, valurile uriașe care se pot declanșa și mulți alți factori. Spre exemplu, nu-ți mai acceptă organismul niciun fel de hrană. Efectiv, o dai afară instant și atunci din nou rămâi fără combustibil practic și nu mai poți să duci încă alte 10 ore, să zicem, de înot. Am înțeles. Aristide, revenind la tine, exact cum spuneam, multe maratoane le-ai alergat în scop caritabil, ceea ce este nu de lăudat, de foarte lăudat și din punctul meu de vedere, cred că ești unul dintre locuitorii orașului care ai merita, nu știu, nu există, cred că, un premiu, pentru că de multe ori ai dus numele orașului și al țării și al județului în niște culmi unde pot să spun așa doar gimnastica din România sau doar Alexandra Marcu din Deva, nu mai știu alți deveni care să facă atâtea câte ai reușit tu să faci într-un termen așa de scurt pentru Deva. Vreau să te felicit pentru asta și să te întreb așa în, cum să spun eu, în dorința asta foarte mare de a alerga, de a face mișcare și de a duce numele Devei a județului și așa mai departe pe cele mai înalte culmi. Te-ai gândit vreodată să pui bazele unui club sportiv sau al unui, nu știu cum să zic, să pui bazele să formezi o grupă de tineri care să-ți urmeze îndeaproape în tot ceea ce faci în alergare, în mișcare și așa mai departe? Bineînțeles, chiar acum de curând am început formele pentru a porni o asociație, chiar cu Marius. Tânărul alergător, da. Și sper să putem primi sprijin și din partea altora pentru a putea duce planul pe care l-am format să-l... poate nu la un nivel pe care ne-l dorim, dar măcar aproape de ceea ce am gândit și am pus pe hârtie a face.
Eu cred că ar fi foarte interesant la nivel de țară. Noi, poate aici suntem o televiziune locală și nu avem un impact atât de mare asupra lumii, asupra țării în general, dar la o televiziune din asta națională, eu aș vedea o emisiune de genul, o emisiune sportivă, sincer vă zic, cu invitați din afara sporturilor ăsta de echipă, care de bine de rău mai mișcă la noi în țară, între ghilimele, doar unele cu rezultate, restul știm noi ce rezultate au. Sunteți aici doi oameni extrem de importanți, cu Marius al treilea, care sprijină foarte mult sportul. Eu îl cunosc pe Marius de mulți ani și emisiunile sale niciodată nu a ezitat să invite astfel de oameni cu calități deosebite din sport. Cum ar fi Coconia, un alt sportiv extraordinar de la noi din țară. Cum ar fi Tibi, care iată a reușit o performanță cum rar vezi în lume performanțe. Și cu siguranță mai sunt mulți astfel de sportivi în țară. Cred că ar fi interesant să vedem o emisiune sportivă cu voi toți la un loc, în care fiecare să spună, cum să vă zic eu, atât avantajele, în primul rând avantaje, că dezavantaje prea puține odată cu pornirea unui sport, avantajele pe care le aduce mișcarea și sportul în general în organismul uman și pentru oameni. Eu zic că numai așa o să reușim să atragem din nou tinerii spre sport. Neaducând astfel de emisiuni în prim plan, niciodată nu o să... Plus de asta, știm foarte bine, orele de sport la școală sunt foarte puține. Nu ai cum în cele 50 de minute alocate pe săptămână să faci dintr-un copil un sportiv. Nu ai cum. E inuman, n-ai cum să faci așa ceva. Deci asta trebuie să înțeleagă părinții, că prin voință, prin aducerea copiilor spre mișcare, spre sport în general, indiferent ce sport este, bine acum nu șahul, că așa stăm jos și așa, sport de masă, da? Să ne mișcăm, să facem mișcare. Eu cu siguranță copiii ar fi mult mai sănătoși, exact cum a spus și Marius. Vă tentează să faceți toți împreună o organizație sau, nu știu cum să o numesc, o asociație, exact cum ai spus tu, Aris, prin care să promovați chiar în mod excesiv, dacă pot să spun așa, mișcarea în țara asta. Păi asta va fi unul dintre scopurile asociației. Acum, referindu-mă și la ajutorul pe care l-am putea primi, în special de la instituții ale statului, acesta este foarte mic sau chiar deloc. De ceva timp ne chinuim la nivel național să înființăm organizația sau o ramură a Federației Române de Atletism care să cuprindă și ultra-atletismul. S-au tot încercat pe diverse căi să ajungem la persoane cu factor de decizie în România, ori nu am fost primiți, ori am fost ignorați. La ora actuală, România este singura țară din Europa care nu are federație de ultramaraton. Sau măcar o ramură în cadrul Federației Române de Atletism. Sau măcar așa, deci nu există. Suntem singura țară din Europa. Domnule Avram Iancu, legat de planurile de viitor, ce vă propuneți în planul imediat apropiat, în viitorul apropiat? Mai întâi o să vă dau o veste bună vis-a-vis de ce ați spus mai înainte. Vreau să vă spun că există un om de televiziune, dintr-o televiziune națională, n-am să-i dau numele, care și-a propus și se pare că deja reușește să scoată la lumină și alte performanțe, altele decât cele din fotbal. Da, iubim fotbalul cu toții și ne place când echipa națională a României face performanță, dar el a văzut că există o altfel de lume a sportului extrem și el și-a propus să scoată la lumină diverse personaje care practică tot felul de sporturi din acestea de anduranță și deja reușește. Dacă tot e vorba de televiziune și televiziunea se adresează până la urmă publicului larg, fie el chiar local, aș vrea să spun că este foarte important ca oamenii să înțeleagă faptul că trebuie făcută mișcare. De ce? Pentru că, pe de o parte,
Este foarte important ceea ce facem zilnic sau ceea ce nu facem zilnic. Și am să dau două exemple concrete. De exemplu, ce facem zilnic? Mâncăm, de exemplu. Noi mâncăm zilnic. Dacă nu mănânci sănătos zilnic, e clar că se va ajunge la un moment dat la niște boli cauzate de un lucru pe care îl faci zilnic. Tot așa și dacă nu faci ceva, se va ajunge la boală. Și a nu face mișcare înseamnă sedentarism, iar sedentarismul cu siguranță este o boală. Și de aceea trebuie făcută mișcare pentru a evita sedentarismul. Asta le sună tuturor. Deci tuturor celor care ne ascultă, într-o formă sau alta, fie că este vorba de alergare, de ciclism, de înot, trebuie făcută mișcare. Ei, a doilea punct pentru care trebuie făcută mișcare este pentru faptul că potențial dintre marea masă a oamenilor, potențial campioni, există foarte mulți. Deci în Deva sunt foarte mulți potențial campioni, dar ei dacă nu vin să facă mișcare în diverse acțiuni care ar trebui să fie cât mai dese și mai ample, nu se pot descoperi pe ei înșiși. Deci nu trebuie privit sportul acesta doar de către telespectatori. Wow, oamenii ăștia sunt ei deosebiți, fac niște lucruri deosebite. Da, de la un anumit nivel poți să te gândești și la performanță. Și da, al treilea aspect al sportului și al performanței este acesta, că putem transmite niște mesaje atât la nivel local cât și la nivel național și de ce nu, iată, și la nivel mondial. Existăm. Corect. Și pe final, 30 de secunde fiecare, ce concursuri pe viitor aveți? Așa, și promit că vă mai invit la o nouă emisiune să discutăm și mai multe. Marius, concursul în viitor. Da, cel mai apropiat pe 10 aprilie la Maratonul Internațional de la Cluj. Vin lângă tine acolo să te aplaud. Bine, voi alerga doar semi-maratonul, 21 de kilometri. Și alături de mine mai am o gașcă întreagă din Deva. Cred că este pentru prima dată, probabil, nu știu, cel puțin așa știu eu, când vom merge undeva un grup de 6 sau 7 alergători din Deva. Eu îmi propun să particip la cât mai multe concursuri de alergare anul acesta, la cât mai multe concursuri de triatlon și, bineînțeles, să atac din nou canalul Mânecii. Pe Aris îl aduceți la not. Aris? Cel mai important și primul care îl am în agenda este în luna mai, sfârșitul lunii mai, la Balaton, în conjurul lacului, 222 de kilometri. Mult succes! Vă doresc mult succes tuturor! Sper să ne revedem cât mai repede tot în formula asta și cu noi vești de la concursurile pe care le aveți, cu promisiunea că eu 100% vă invit și vă aștept când doriți să veniți, chiar și cu copiii pe care îi atrageți apoi în organizație sau în asociație. Mulțumesc și telespectatorilor și îi invit să urmărească și emisiunea de luni viitoare începând cu ora 16, pentru că promit noi invitați surpriză și mai lăsăm și fotbal așa deoparte și vedem și alte sporturi din județ, ce fac oamenii și cum se mișcă. Vă mulțumesc și vă aștept luni viitoare.